De ultimă oră acum, voluntari ruși care luptă de partea Ucrainei ar fi trecut granița în Rusia. S-au filmat în fața unor clădiri oficiale cu steagul unităților și au spus că au venit să își elibereze țara. Presa de la Moscova vorbește de sabotaj. Putin primește informări constante din partea lui Șoigu și a altor generali, în timp ce ucrainenii spun că e o provocare din partea rușilor. Cu cele mai noi detalii, jurnalistul Digi24, Alin Borcea, te ascultăm, Alin. Bine v-am găsit. Într-un război care ne-a adus foarte multe evenimente confuze, acesta este unul dintre cele mai confuze și ciudate de până acum. Pe social media au început să circule două videoclipuri în care vedem doi așa ziși voluntari ruși din armata ucraineană care s-au filmat pe treptele unui oficiu poștal din regiunea Briansk, din Rusia. Chiar acum vedem pe ecran aceste imagini. Acest clip ar fi fost filmat chiar astăzi și vedem câțiva indivizi în uniforme și cu un steag care într-adevăr aparține unei unități de voluntari ruși din armata ucraineană, dar noi nu avem de unde să știm dacă acești indivizi sunt chiar parte a acestei unități sau sunt ruși care încearcă să organizeze o provocare. Ei ar fi trecut granița în armați din Ucraina în Rusia, ar fi ajuns în acest mic sat din regiunea Briansk din Rusia și nu ar fi atacat pe nimeni. Din ce informații avem bazate pe postările acestor soldați de pe social media, au venit să spună că sunt ca o armată de eliberare și să îndemne pe ruși să se răscoale împotriva regimului Putin. Aceste informații, aceste imagini au alertat deja Kremlinul. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a transmis deja că președintele Rusiei este informat constant de generalii săi în legătură cu această situație. Se zvonea chiar că Putin va convoca o ședință a Consiliului de Securitate chiar astăzi, dar până la urmă va avea loc mâine această întrunire a membrilor permanenței Consiliului de Securitate, în timp ce partea ucraineană spune că este o provocare absolut clasică. Mihailo Podolyak, unul dintre consilierii lui Volodymyr Zelensky, scrie pe Twitter că Rusia încearcă să își sperie proprii oameni astfel încât să justifice războiul din Ucraina. Mai mult, unii analiști de pe social media notau că unul dintre cei văzuți în acest clip pare un bărbat foarte în vârstă, ceea ce nu ar fi fost în regulă pentru un soldat venit, cum spun rușii, pentru o misiune de sabotaj. Foarte mulți spun că aceste imagini ar fi fost foarte ușor de înscenat de către ruși, așa că nu le dau foarte multă credibilitate, dar totuși este un moment periculos, deoarece aduc aminte că înainte să invadeze Polonia, naziștii au făcut același lucru în 1939, au îmbrăcat soldații lor în uniforme poloneze și au atacat un loc din Polonia, care apoi să justifice războiul început pe 1 septembrie 1939. Alin, îți mulțumesc tare mult. Andrei, pe lângă lupta de pe front, rușii duc războiul acesta al dezinformării. Da, clar. Din elementele pe care le avem până acum, pare într-adevăr o încercare nouă de diversiune, da? De atragere atenției și de a plasa Rusia în acea poziție în care ea ar fi victima și nu Ucraina. Pentru că, haideți să analizăm logic. Ce logică ar fi avut ca acești oameni să treacă granița într-un sat unde nu știm dacă există neapărat un obiectiv strategic? Este ceva foarte așa, în ceață. Ce sos? Pusut cu ața albă. Exact. Cum spunea și colegul meu, e foarte ușor să îmbraci niște oameni în alte uniforme, să le pui un drapel, să-i pui să recite nu știu ce slogan care să dea bine pentru propaganda rusă, dar de fapt să nu se întâmple nimic. Ori, dincolo de asta, noi vedem de câteva zile cum retorica rusă înaintează pe mai multe linii și cum Rusia încearcă să arate că ea este victima, ea este atacată. Ni s-a prezentat cazul acelei drone picate în regiunea Moscova. Nimeni nu poate dovedi independent că e vorba de o dronă ucraineană. De asemenea, s-a închis spațiul aerian al Sankt Petersburgului, că a fost un obiect zburător neidentificat, poate tot o dronă, nu? Să spunem. Au ridicat 5 avioane de vânătoare, printre care și Suhoi 35, adică au tratat foarte serios acest incident, au închis aeroportul orașului, al doilea oraș ca mărime din Rusia, n-au găsit nimic.
Sunt, iar ieri a fost acel anunț al armatei ruse că ar fi respins un atac masiv cu drone asupra Crimeei, 10 drone prăbușite, fie de avioane din cadrul sistemului de apărare antiaeriană, fie dezactivate prin mijloace electronice. Cum să spun, toate aceste lucruri nu pot fi verificate independent. Știm foarte bine că Rusia funcționează pe bază de propagandă și că nu face nimic întâmplător și că are niște pași, de obicei are și planuri foarte bine puse la punct, fie că e vorba de acel plan de volat de Zelenski confirmat de Maia Sandru pentru Republica Moldova, fie planul de care s-a vorbit zilele trecute de integrare, practic de anexare completă și de drept, nu doar de facto, a Belarusului. Plan din 2021, care, iată, deja are 2 ani. Deci este clar că lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Iar și vin în ton, te-aș întrerupe, Andrei, vin în ton cu discursul lui Vladimir Putin, pe care l-am văzut, care victimiza Rusia. Absolut. Mulțumesc tare mult pentru toate detaliile, Andrei Negusin. Mulțumesc.